Bună dimineața! Bună dimineața, ora 8:00, suntem în 10 iunie 2021. Împreună la ora 8 pentru 5 minute, să ne zorim ca să trăim frumos, să ne mobilizăm ca să fim aproape cu inimile însuflețite, cu conștiința însuflețită, așa cum am regăsit acest context de această exprimare în postarea pe care am făcut-o astăzi. Este 10 iunie, ora 8:00 și salutul de astăzi nu mai este cel pe care l-am folosit până acum, de la Paști și până acum la înălțarea Domnului la ceruri. De astăzi este Hristos înălțat. Mulțumesc din suflet tuturor celor care ați primit acest salut și mi-ați răspuns la postarea pe care am făcut-o din dimineață. Nu am știut ce să scriu. În zilele de sărbătoare sunt puține lucruri pe care le mai putem spune noi, pământești. E o zi de sărbătoare în care chiar mă gândeam, oare ce aș putea să le spun oamenilor astăzi? Ce aș putea să-mi spun mie astăzi? În zilele de sărbătoare avem nevoie să ne ducem tainic în conștiința noastră, în inimile noastre, să stăm cu noi, să vedem de noi, să vedem cât suntem de buni în conștiința aceasta însuflețită de care vă spuneam. Am postat un fragment, de fapt rugăciunea, din acatistul înălțării Domnului la cer. Dacă îl cauți pe doxologia, l-am găsit eu, pe doxologia am găsit acatistul înălțării Domnului la cer. Da, Hristos a înălțat, mulțumesc, Hristos a înălțat. Și rugăciunea de la finalul acestui acatist am luat-o și am pus-o pe contul meu de Facebook. Iar în această rugăciune există această exprimare, însuflețirea conștiinței. Hai să luăm cu noi din această rugăciune însuflețirea conștiinței noastre. Ce poate să însemne ea? Despre bunătate și despre iubire a scris și Adriana de dimineață din fila Jurnalul Terapeutic 365 de momente de reconectare cu tine. Cât de fain ai scris, Adriana, cât de fain ai completat, iubește și fă ce vrei cu ceea ce spunea mama Sfântului Augustin. Sunt bucuroasă să mă însoțesc cu oameni precum voi, sunt bucuroasă să ne însoțim cu gândul acesta de bunătate, de ascedere în lumea aceasta și mai mult decât atât. Astăzi este mai mult decât atât. Astăzi este și despre a 22-a zi gluten-free. Astăzi este și despre un articol în care ai variante de mic dejun. Îți am împărtășit în articolul de astăzi, o să-l primești imediat pe pagină, ți-am împărtășit în articolul de astăzi cum văd eu dimineața, care sunt sursele de energie, ce înseamnă dimineață, hidratare, enzime, viață, super energie. Ai variante de mic dejun pe care le-am primit și pe care le-am dat mai departe. Până la sfârșitul provocării 30 days gluten free, cele 30 de zile, nădăjduiesc să ai toate resursele ca să continui încă 30 de zile. Iartă-mă, da? Dar așa mă gândesc eu. Hai să vedem cine simte că este valoros să facă această experiență. Evident, nu este pentru toată lumea. Deci astăzi este și despre acest gluten free, astăzi este și articolul și dacă cel de ieri în care Mara ne-a împărtășit meniul ei ți-a fost de mare folos, cu siguranță și de aici încolo o să vină alte articole, toate legate de mâncare și nădăjduie să fie de folos. Astăzi este și despre gluten free, dar nu este despre asta. Este despre o mare sărbătoare în cultura noastră creștin-ortodoxă, este vorba despre ziua înălțării Domnului la ceruri. Fă ceva semnificativ în ziua de astăzi. Este și o acea eclipsă de lună, nu știu, eu nu mă pricep, dar astrologic este iarăși o zi semnificativă. Și toate gândurile se duc înspre tine, a vedea de tine, a scrie poate 10 dorințe sau gânduri pe care ai vrea să ți le împlinești. Am găsit zilele trecute o foaie, pentru că mereu îmi pun niște bilețele și le pun prin cărți, prin bibliotecă, și am găsit o foaie în care îmi scriam: îmi doresc să fiu mai atentă la copila mea, îmi doresc să pot să am un dialog cu ea exact așa cum aș avea cu oricare om, îmi doresc la un moment dat să o înțeleg și să mă înțeleagă. Și am citit acest bilețel și am avut lacrimi în ochi, pentru că cumva am ajuns acolo cu ajutorul lui Dumnezeu. Și eu îmi scrisesem acest lucru pe un bilețel cu ani în urmă. Hai să punem despre emoțiile noastre, gândurile noastre, dorințele noastre, să le scriem astăzi pe un bilețel și să vedem de ele în timp.
Dacă tot e o zi astral semnificativă, dacă tot este o zi de mare sărbătoare ortodoxă, hai să facem semnificativ ceva pentru noi, pentru cei din jurul nostru, pentru că atunci când facem un lucru pentru noi și noi ne creștem ca oameni, creștem și oamenii din jurul nostru. Și dacă nu vrei în contextul acesta de sărbătoare ortodoxă, să știi că, în paranteza, ziua înălțării Domnului la cer scrie ziua eroilor. Cine este eroul din viața ta? Pentru cine ești tu erou în viața aceasta? Ce înseamnă eroi în viața ta? Hai să scriem despre măreția acestei lumi, acestei vieți, cu o conștiință însuflețită, așa cum am pomenit. Și acatistul înălțării Domnului la ceruri, sau rugăciunea măcar, pentru că și eu doar rugăciunea am apucat să o citesc până acum, rugăciunea acatistului înălțării Domnului la cer, cu siguranță îți va însufleți conștiința dacă o vei citi și vei fi atent la ce scrie acolo. Despre astăzi este cu bucurie, cu recunoștință, cu 10 gânduri pe care să nu treacă ziua, să nu le aștern pe hârtie, și cu gândul de putere, de erou, de creștere, de evoluție, de înălțare, de conștiință însuflețită. Hristos a înălțat, mulțumim lui Dumnezeu pentru toate!